Aceasta este mașina cu care sunt transportate acum pacientele maternității Elena Doamna din Iași, atunci când situația o cere. De 15 ani este singurul autovehicul care poate fi folosit pentru orice. Are numai două locuri, din care unul este al șoferului. Reprezentanții spitalului recunosc că varianta pusă la dispoziție nu este una tocmai fericită și nu o recomandă, însă este singurul autovehicul pe care unitatea medicală îl poate folosi. Dorim să achiziționăm un mijloc de transport, dacă se poate o ambulanță, care să facă transferul mămicilor și bebelușilor către consultațiile interclinice în spitalul de pediatrie. În acest moment nu avem un mijloc de transport care să satisfacă cerințele necesare. De cele mai multe ori, tinerele mame preferă să se deplaseze cu taxiul pe cheltuiala proprie la consultațiile interclinice. Ați avea curaj? Nu. N-aș avea curaj. Da, seamănă cu ambulanță, așa cum... Nu. Unde ar trebui să stați dumneavoastră cu copilul ca să fie bine? Într-o mașină confortabilă. Nu, mai într-o mașină de asta să... mai pățească și altceva copilul. La maternitatea Elena Doamna din Iași se nasc în fiecare lună 200 de copii. O treime dintre ei au nevoie de transfer către secțiile de pediatrie. Potrivit conducerii spitalului, cei 10.000 de euro ar trebui atrași din donații.